Vreți să vi-l arătăm pe Timo cum stă aici în punga noastră care era plină cu dulciuri mai înainte? S-a pus singur, așa? Vrei să te încercăm și pe tine? Haideți să vi-l arăt cât de cute este. Poți să ridici? Oh, așa! Aici avem o pungă din Germania cu un Timo din România. Ia uitați pe Timo! În punga asta aveam niște dulciuri, dar s-a băgat Timo. Da, s-a băgat Timo cu cumva noastră. Hai să vi-l arăt mai de-aproape. Îl vedeți? Cine este aici? Cine este Timo? A, ce călduț este Timo! Tu și cu noi aici? Oare cine este el? Deci, asta va fi partea a doua, de fapt, cred că cincea parte, nu știu. Partea a doua când gustăm împreună dulciuri din Germania. Am făcut încă o parte acum vreo săptămână, o să lăsăm primul video într-un link, dacă vreți să vedeți, dacă nu l-ați văzut. Timo! Timo! Este foarte cute! Vrei să dai puțin aia mai jos să vadă și ei? N-am de ales. Ia! Ia uitați cum stă Tio aici! Tio! Da! Așa, și o să gustăm dulciuri din Germania. Le gustăm așa? Care este primul dulce? Avem un Ritter Sports. Am avut 4 în total. Asta este a treia. Așa, e dintr-o asta alb. Și din câte văd eu, are o cremă înăuntru, nu? Bună! Tio! Ah. E ce frumos e Tio! Hello! Unde e capul tău? Ești tot alb. Ce faci? Te chinui să deschizi ambalajul perfect pentru tine? Nu mă grăbi. Data trecută ce s-a întâmplat, ne-am zis ambalajul perfect și au căzut câteva pe jos. Multe. Și acum nu mai risc. Așteptați până deschid ambalajul. Opa! Gata! Mirose bine. Mirose bine. Așa de la Ritter au tot timpul ciocolăți bune. De fapt se zice Reuter, că e în germană. Cum știi tu? Poți să desfac mai mult? Nu. Nu? Așa de aici? Voi ați mai mâncat dintre asta? E bună! Puțină crișoară, nu? Mai mea pe desete! Cana mea cu emoji! Ați făcut-o încă, dar n-ați făcut-o ce mai așteptați. E cea mai faină cană, ever! Nu? Aia mi-am adus eu ca să beau apă. Ah, ce bună e apa de emoji! Cum ți se pare asta? Mie? Este bună, moale așa și se topește în gură, dar e puțină crișoară. E cu cremă de iaurt. Cu iaurt de aia, am crezut că e cu lapte. E foarte, îți place? Nu prea. Aha, mia! Pune mai la favorite, nu mai atingi. Nu mai ating. Okay. Și urmează, aș avea chef să gust niște napolitane. Ok, care sunt? Deschide cum vrei tu. Hanuta, oh my god, Hanuta cu Han. Sunt așa, Hanuta cu Han. Cred că o să fie mai multe înăuntru. Uite cât e nuca. Păi trebuie să fie mai mult decât una. De la Ferrero, oare o fi de la Ferrero Rocher? Da, e firmă de parfum. Hai că mi-e foame. Stai că nu pot. Wow, ai câte ambalajul, zici că e aur. Ia arată-le. Zici că e aur. Vedeți? Zici că e pachet de unte. Pachet de unte. Ia uite și tu ce fain este. Zici că e unt. Wow, cam așa arată. Ia, dă-mi-o. Aia oh. Stai, nu știu cum. Uite, așa, de ăsta. Da? Ambalajul. Uai, ce fain. Ia uite și tu, desfaci aproape singură. Uau, ce fancy. Băi, ăștia sunt nebuni. Deasupra. Ia uite ce nebună sunt și-au pus un kil de ciocolată deasupra. Deci eu n-am mai pus ambalajul ăsta. A pus un kil de ciocolată. Înăuntru. Miroase a bomboane Ferrero Rocher. Are gust de aur. Ai simțit aluna? Mhm. Uite aluna. Bună. Îți plac astea? Îmi plac. Dar n-aș să le mănânc toată ziua. Îți rămâne ție aurul. Felix mănâncă tot. Felix nu lasă nici bucată. Cândva. Da. Nu vorbim cu gura plină. Cândva. Da. Vom face. Da. Concurs de mâncat. De-aia nu o să reușesc. O să mă întreci. Veți vedea? Felix în stare să mănânci mult. Veți vedea ce înseamnă un adevărat talent. Dar eu pot să-l întrec pe Felix la mâncatul cartofilor. Eu sunt o mare mâncătoare de cartofi. Din ăla la cuptor. Da. Avem noi o rețetă extraordinară. Dar nu e la cuptor din aia așa, la cuptor. E la cuptor și... Arată ca niște cartofi prăjiți. Arată ca niște cartofi prăjiți, dar nu sunt la cuptor. Este, da, este o super... Mă gândeam pentru că foarte mulți dintre voi mi-ați cerut o grămadă de... Să fac videouri dintre astea cu mâncare, să vă arătăm niște rețete pe care le mâncăm noi, vegetariene, și ne gândeam poate în viitor o să facem niște rețete, nu? Rețete de shawarma, rețete de cartofi prăjiți, neprăjiți. Și ce mai mâncăm noi super bun? Multe lucruri. Secret. 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 Da,
waffle din prea, mic dejun, chestii. Vreți să facem? Secret. Vreți să facem curând? Mâncare sănătoasă. Cum vă închipuiți hamtenul așa fain? Credeți că e de la natură? Nu e adevărat. Și eu cum pot să mănânc un kilogram de cartofi și să arăt așa? E rețeta mea. Rețeta lui? Da. E a ta? E rețeta mea, nu mai țin minte. Sigur? E a mea. Nu mai țin. Nu, e a mea. Cum să fie a ta? Eu am direcționat și tu ai făcut. Eu am pus prima oară cartofi dulci la cuptor și când n-am avut cartofi dulci, am pus cartofi normal la cuptor și a ieșit perfecțiune. Da, senzațional. Deci lăsați-mi scris în comentarii dacă vreți să facem videoclipuri dintre astea cu mâncare pe care poți să mănânci mult, fără să te îngrași. Sunt un fel de bucătar. Felix îi place foarte mult să gătească. Și să mănânce. Da, aici avem, am uitat să vă arăt, iarăși o cutie dintre asta senzațională. Uitați cât de bine arată. Avem o steluță. Cu ceva alb înăuntru. Cu un peisaj așa de iarnă. Mă, ce frumos este. Iarăși bomboane dintre astea, am crezut că o să fie nu știu ce napolitane. Bă, ce zgârciță și cu 6% ciocolată. Marțipan? Marțipan clasic. Nu prea să șofană. Tu ești fan? Marțipan? Pare că vă că nu se placă. Are gust? Nu are gust. Ba da, are gust. Are gust de marțipan. Are gust a crema mea de porc. A, crema de... Aia mea cu migdale. Are gust mai bun. Exact, are gust a crema mea de porc cu migdale. Nu e bun. Măcar rămâi cu o cutie. Rămân cu cutia! Deci să nu vă luați din ăsta cu marțipan, adică... Dar ăsta nu e marțipan bun. Nu-i de la așa tip marțipan. Dar nu-i nici rău. Nu este. E foarte rău. Pare așa foarte natural. Asta e problema. Și plus o pus 6 la ciocolată zgârciții. Dar ce vrei să pună multă ciocolată și când îmi place ciocolata? Ca să simt să se topească pe gât. Am cutie! Mai fac un cutie, ai, oh, ia uite și tu! Încă un Ritter Sport. Zic eu. Ritter cu cereale integrale. E jumătate sănătos. Și? Seamnă bluza ta. Nu, dar serios acum, uite și tu, uite cât e cereala. Are cornflakes dintre ăștia, cum se cheamă, pulci de porumb. Deci este sănătos. Vedeți? Nu. De asta chiar super bucată. Eu deschid. De asta poți să mănânci dimineața la micul dejun. Oh, simți porumbul? Mi-e miroase porumb. Oare și cu sare? Nu, chiar cu sare. Foarte crocant. Cred că ăsta galben și cu cel verde, cu alune, sunt cele mai bune ciocolăți de la Ritter Sport. Nu? De la Ritter Sport. E ca micul dejun. Super bun. Mie îmi plac foarte mult. Ceva ce are alune, ceva care crunță, biscuite, ceva. Cu textură, nu? Da. Și mie. Și fără marțipan. Fără marțipan. Mi-am luat niște apă din cana mea cu emoji. Sper că asta are are textură. Uite, copăr în papă. Știți napolitanuțele alea de la firma asta? Le găsiți și în Lidl, sunt pătrate și sunt micuțe. Alea sunt preferatele mele. Și văd că astea sunt exact la aceeași firmă, tot aceeași chestie, doar că sunt ciocolățele. Oare fi bune? El perfect, nu? Gata. Haideți să încercăm. Eu mă la ingrediente, că n-am încredere în ei. Ba. 31% ciocolată. Ce mai vorbim? Miroase bine. Miroase bine, cred că asta o să-mi placă mie mult. Oh my god, cum se... Oh my god! Cea mai bună, nu? Ai gust de Mars și Snickers pe steroizi. Asta este cea mai bună. N-am mâncat toată, știi, poate de mâncare, lasă-mă mie. Atâta. Oh my god, asta este cea mai bună. Uite cât a pus caramea! Uite, ai caramea de acolo! Uite cât e caramea! Lăsă-mi puțin. Ia-o toată. Ba, ce bună e. Nu? Nu mai este. Nu mai este? Super, super, super bună. Sunt efectiv cele mai bune. Fii atentă, caramea, alune, ciocolată, napolitană, crema asta albă. Super, super bună. Biscuite. Viața. Nota 20. Super, super, super tare. Viața. Mai departe ce avem? Prostia asta, no sugar. Dar fără de ce zahăr. No sugar? E bine să ai de no sugar. No sugar n-are gust. Desfă. Da, dar poți să mai mult. Arată-l. Arată așa. Mm-hmm. Vedeți? Trebuie să fie mai bună decât aia de-a trecută. Arată-l cum deschizi, vadă lumea cum deschizi. Deschid păr foarte că. Deschid ca o sălbatică. Da, ia încă să te văd. Stai să vedem cum reacționează Cristina cum gustă. Că știu cum să stea, că am mai gustat una dată trecută asemănătoare și era... E bun. Super spărumabil. Dar cred că merg bine cu un pahar de ceai sau lapte, nu știu. Au gust de pământ. Asta ce avem aici? O ciocolată albă care seamănă efectiv cu aia la altă dată trecută. Uite, și au pus cocoa butere. Da, dar cea de la trecută era cu roșu în ambalaj, asta e cu albastru.
Ce ciuburios. Uite și tu cum miroase prin... Miroase. Pistaniol. Hai că iau o gurită mică. Da. Asta e mai bună decât cea de data trecută. Și acum părerea care contează. Aia de data trecută era puțin acrișoară. Super bună, nu? Simt cum paște vaca la munte. Vezi vaca în fața ochilor. Are gusta un fel de Nutella dintre aia albă, partea albă. Foarte bună. Până acum e pe locul 2 din tot ce gustați astăzi. Place? Place. Place? Mai avem ceva? Mai avem dintre astea, cum se cheamă? Sour Blocks de la... Ăsta fișoare? Da! Ai, de mie ce fain și e! Și cu mere, sunt diferite față de cele de la trecută. Dar stai că avem mai multe chestii. Avem cu lămâie, cu portocală, cu cireșe, cu mere și cu... Măr. Vrei cu măr? Și eu vreau cu măr. Că știi, cu măr. Poți să desfac ca o sălbatică? Dar arată la oameni cum desfac, să nu creadă lumea așa. Deci Cristina ce face? Avem foarfecă, uitați, o foarfecă frumoasă, o foarfecă aproape de firmă și Cristina vrea să vrosească. Foarfecă aproape de firmă. Am luat asta cu măr. Miroase mărul. Deci mi-o măr? Da, imediat. Dar până până desface Cristina, mi se face foame. Da. Asta chiar miroase măr. Simți? Din la Ioana Ionatan. Miroase măr Ionatan. Oh, ce fain este! Înțeapă! Asta miroase Huba Buba. Simți cum îți intră în vene vitamina C? Dacă știți cum, sunt ca bomboanele de vitamina C. Care le iei de la farmacie. Escovitul din alea. Ascovit. Simți mărul? Pentru tine nu e acru? Mănânc fructe, ce vrei? Mai vrei? Vrei cu ceva? Vrei cu cireșe? Nu că mi se face rău, gata, de-ata fructe. Vrei cu cireșe? Lasă, nu mai încerca nimic, că tot s-a crezut. Cu cireșe! Ai, nu, Cristian, nu, bine. Dar zbune, doar că spre acre. Și ca să terminăm așa, fresh, avem aici ceva super drăguț. Ziceți-mi voi dacă ne duce ceva așa drăguț. Mentos. Într-un ambalaj atât de mic. Nu știu cum. Astea sunt gume. Gume de la Mentos. Nu știu cum ar băga 200 în asta. Ce 200? Vorbesc serios. 10. Nu scrie 10 ori 20. 10 sunt 10 drageuri. Nu scrie 10 ori 20. 10 2. Nu, sunt doar 10. Și sunt dintre alea cu... Cu Domestos, ca la toaletă. Da. Poți desfaci? Ce rapid. E mâncare. Ce mic, îi vrei? Dar nu așa se ia. Așa. Se ia în mână, ca să prindem și noi imunitate, în caz de să te murdar pe mâini. Vedeți cât e boaba? Zici că e mai mare decât porumbul. Nu vezi, m-am prostii. Oh, am pierdut. Nu l-aș cântați cu Felix. E bun, nu? Oh, cum nu ți-o înțeapă limba? Mi-am mâncat guma asta. Mie îmi place ambalajul că e mic și poți să-l pui într-o geantă dintre aia mică. Acesta a fost clipul pentru astăzi. Acum suntem plini de energie, deoarece am cam multe dulciuri și avem o respirație super fresh. Ce mai vrei? La ce te uiți? Îmi calculez dieta pentru săptămâna viitoare. Bun. Mie îmi plac astea, astea au fost preferatele mele. Trebuie neapărat să încercați și voi dacă aveți cumva ocazia, pentru că super faine. Și astea au fost pe locul 2. Recomand la micul dejun. Bine, cu măsură. Și da, astea mie mi-au plăcut. Le-ați încercat? Ați încercat una dintre dulciurile astea? Apropo, să-mi spuneți adevărul, ce preferați, cereale sau ciocolată cu cereale? Să fiți sinceri. Eu cereale. Ciocolată cu cereale. Și nu uitați să ne scrieți în comentarii dacă vreți să facem clipuri cu rețete de mâncare, cu mâncare, nu știu, chestii pe la bucătărie. Dacă doriți cândva, Felix și Cristina, să facă așa un concurs de mâncare, să vedeți ce se întâmplă. Bine, dar ce mâncăm? Trebuie să fie ceva ce îmi place și da, ziceți și ceva la concursul de mâncare, ceva ieftin și ceva ce putem să mâncăm. Da, vegetarian. Și nu dulce. Trebuie să fie sărat, că la sărat n-am limită. Deci să nu mă pui să mănânc chipsuri, că nu știu câte mănânc. Ok, asta a fost tot pentru astăzi. Eu am gumă. Baldavă. Oh, ai aruncat-o în casă? Nu, lasă că stă bine pe perete. Nu pot să cred. Dacă o vrei, uite acolo. Uite-o în mână. Mulțumesc foarte mult că ați vizionat, mulțumesc că am avut șansa să mănânc fără nicio vinovăție câte dulciuri am vrut. Mai se pune și după, nu? Că până editez. Ok? Și până ce aplădez. Mulțumesc foarte mult că ați vizionat, nu uitați să apăsați like-uri așa. Like-uri cu degetul, like-uri cu piciorul, dați like-uri cu ce vreți, important like-ul. Codița. Ne vedem curând. Ok, v-am pupat. Pa! Pa! Ele a fost pa.